Aleluia, slăvit să fie Iahve, Dumnezeul nostru. Și pentru seara aceasta și pentru acest început de primăvară, vă invit să mergem acum în cuvântul Domnului, după dulcea părtășie frățească, și să citim de la 1 Împărați, capitolul 4, de la versetul 20 și până la versetul 34, finalul capitolului. 1 Împărați, capitolul 4, de la 20 la 34. Cuvântul lui Dumnezeu spune că Iuda și Israel erau un număr foarte mare, ca nisipul de pe țărmul mării. Ei mâncau, beau și se veseleau. Solomon mai stăpânea și toate împărățiile de la râu până în țara filistenilor și până la hotarul Egiptului. Ei le aduceau daruri și au fost subuși lui Solomon în tot timpul vieții lui. Fiecare zi Solomon mânca 30 de cori de floare de făină și 60 de cori de altă făină, 10 boi grași, 20 de boi de păscuci, 100 de oi, fără de cerbi, căprioare, ciute și păsări îngrășate. Stăpânea peste toată țara de dincoace de râu, de la Tifsah până la Gaza, peste toți împărații de dincoace de râu, și avea pace, pretutindeni, de jur împrejur. Iuda și Israel de la Dan până la Berșeba au locuit în liniște, fiecare sub via lui și sub smochinul lui, în tot timpul lui Solomon. Solomon avea 40.000 de iesle pentru caii de la carele lui și 12.000 de călăreți. Îngrijitorii îngrijau de hrana împăratului Solomon și a tuturor celor ce se apropiau de masa lui, fiecare în luna lui, și nu lăsau să fie vreo lipsă. Aduceau și orz și paie pentru armăsari și fugari în locul unde se afla împăratul, fiecare după poruncile pe care le primise. Dumnezeu a dat lui Solomon înțelepciune, foarte mare pricepere și cunoștințe multe ca nisipul de pe țărmul mării. Înțelepciunea lui Solomon întrecea înțelepciunea tuturor fiilor răsăritului și toată înțelepciunea egiptenilor. El era mai înțelept decât orice om, mai mult decât Etan, Ezrahitul, mai mult decât Heman, Calcol și Darda, fiii lui Mahol, și faima lui se răspândise printre toate neamurile din prejur. A rostit 3.000 de pilde și a alcătuit 1.005 cântări. A vorbit despre copaci, de la cedrul din Liban până la isopul care crește pe zid. A vorbit de asemenea despre dobitoace, despre păsări, despre târătoare și despre pești. Veneau oameni din toate popoarele să asculte înțelepciunea lui Solomon, din partea tuturor împăraților pământului, care auziseră vorbindu-se de înțelepciunea lui. Amin. Doamne, binecuvântăm numele Tău pentru felul în care ai lucrat în vremea lui Solomon și pentru că ai dăruit poporului în vremea de atunci un astfel de lider care a fost o binecuvântare pentru tot norodul Tău, Israel, din primul legământ. Dar mulțumim că ni l-ai dăruit mai presus de orice pe Fiul Tău, Iisus Hristos, liderul nostru, al poporului Tău răscumpărat din noul legământ, din orice seminție, din orice limbă, de orice norod și de orice neam. Mulțumim pentru înțelepciunea Lui, mulțumim pentru harul Lui, pentru Evanghelia Lui, și ne rugăm ca dincolo de istoria pe care o studiem să privim la El, să-L cunoaștem, să-L credem, să-L slujim, să-L preamărim cu viețile noastre. Dă-ne călăuzirea Duhului Tău cel Sfânt, ca acest cuvânt să fie de folos pentru viața noastră spirituală, să edifice credința noastră, iar acolo unde nu este transformare, să nască din nou, pentru ca să ne putem încrede în Tine, să te slujim pe Tine și să ne bucurăm de harul de a avea cel mai mare și cel mai binecuvântat lider din istorie, Fiul Tău prea iubit, a Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Cu ajutorul Domnului, în seara aceasta vom încheia ceea ce am început săptămâna trecută, și anume capitolul 4, un capitol care e interesant pentru că el prezintă rezumatul domniei lui Solomon. Epoca de aur este titlul seriei din primele 11 capitole ale cărții 1 Împărați. Astăzi se spune că trăim într-o epocă COVID, într-o epocă postmodernă, într-o epocă postcreștină, într-o epocă post bun simț, post logică, post ce vreți dumneavoastră. Dar în vreme ce lumea se scufundă într-o astfel de lume, COVID, post-COVID, post-modernă, post-creștină, cum vor ei să-i mai spună,
Aș vrea să ne rugăm, să postim și să-L slujim pe Domnul cu dorința aceasta arzătoare, ca noi să experimentăm o epocă de aur. Biblia spune că pe măsură ce trece timpul, neghina devine într-un fel, grâul devine în alt fel. Neghina se urățește tot mai tare, grâul devine tot mai frumos. Așadar, să ne rugăm, să postim, să cerem de la Domnul ca în vremea asta complicată să experimentăm cu adevărat o epocă de aur, din punct de vedere spiritual. Ca oameni, ca și oameni răscumpărați de Domnul, ca familii, ca și biserică, ca și comunități ale Domnului așezate pretutindeni pe pământ. În epoca de aur au fost niște baze sănătoase în primele trei capitole, iar capitolul 4 este un soi de rezumat, cum am spus. So, chapter 4 is sort of a highlights. Highlights. The golden age or the reign of Solomon in a nutshell. There are many details when it comes to the reign of Solomon, but if you want to read the main ideas, the general things about that particular era in the history of Israel, you just have to read this chapter, chapter 4. Capitolul 4 e rezumatul și el este semnificativ. Ieremia, probabil autorul cărții, l-a pus aici cu un anumit scop. Și am văzut că între capitol prezintă The Peaceful Kingdom. Am intitulat mesajul Pax Solomoniana, adică pacea solomoniană. Că așa spune Biblia, așa spune textul aici. Solomon avea pace pretutindeni de jur împrejur, versetul 24. Dar nu numai el avea pace și restul săracii erau tulburați, nu, versetul imediat următor. Iuda și Israel, de la Dan până la Berșeba, au locuit în liniște, în pace. Fiecare sub via lui, sub smochinul lui, în casa lui. Everyone was enjoying a time of peace. And last time, we mentioned that peace is a quiet, pleasant, and productive situation in which there is no war or conflict, but it's not just the absence of conflict, but a productive way of living and interacting with other people so that many things can be accomplished and the general atmosphere is sweet and nice. Fără pace nu putem să realizăm nimic în viață, fără această stare de bună înțelegere dintre oameni, popoare, națiuni, în care nu doar că lipsesc conflictele armate, pumnii, palmele, înjurăturile, vorbele rele, de ocară, înțepăturile, ci este și o relaționare pașnică și productivă. Oamenii tânjesc după pace. Without peace, you can build nothing and you can achieve anything. Vă spuneam că atunci când am mers să ne luăm viza de Statele Unite, am luat mai multe, turist, după aia de lucru și așa mai departe, am văzut de fiecare dată acea statuetă în fața ambasadei americane de la București pe care scrie May peace prevail on earth, fie ca pacea să prevaleze, să triumfe, să domnească pe pământ. Și o dorință faină, bună, numai că noi știm că numai când va veni Domnul, pământul va avea pace 100%. În rest, e războaie, sunt tulburări, e război la Washington, e război în politică, e război în sport, e război în economie, e război în religie, e război în filozofie, e război între armate, între tot felul de grupări și partide. În istorie, da, au fost anumite perioade interesante, a fost Pax Romana, de aici ne-am inspirat când am dat titlul acestui mesaj, Pax Solomoniana, o perioadă de aproape 200 de ani când în Imperiul Roman a fost stabilitate, dezvoltare, prosperitate, dar și atunci a fost războaie. N-a fost o pace perfectă, că atunci s-a bătut Traian cu Decebal, strămoșii noștri, da? Pe vremea lui Pax Romana și alte și alte conflicte. A fost mai apoi în istorie Pax Hispanica, când spaniolii, mari conquistadori, au fost mai prieteni și cu englezii, și cu francezii, și cu olandezii. Pax Britannica, după ce a pierdut Napoleon războaiele pentru 100 de ani, 99 mai exact, britanici au asigurat o stare bună pe pământ, iar astăzi se zice Pax Americana, de după al doilea război mondial încoace, când The Global Policeman sunt Statele Unite ale Americii, care încearcă și ele să țină un balans, când mai bine, când mai rău, da, tot mai pică câte o bombă, câte o rachetă și alte lucruri de felul acesta. În Scriptură însă a fost, înainte de Pax Romana, înainte de Pax Americana, înainte de Pax Britannica, a fost Pax Solomoniana. Și aici realmente n-a fost niciun război. Absolutely no war. A durat 40 de ani. Cât a durat și Solomon, domnia lui? Starea aceea bună durează, și asta o să vedem lecția de la final, știți cât durează? Cât ține liderul?
cât trăiește liderul respectiv. Pentru că fiecare lider aduce în istorie o anumită stare de fapt a lucrurilor. Și cât ține el, cât domnește el, cât trăiește el, atât e pace. Observați că se repetă în textul nostru, în tot timpul lui Solomon, în toată viața lui Solomon. Am văzut că lecția mare este că pacea și prosperitatea în acest capitol nu apar la întâmplare, ci vin la pachet cu un leadership competent și înțelept. So this is the linchpin of the text, that peace and prosperity do not appear by chance, but come with a competent, firm and wise leadership. And this is sort of a prototype of the reign of Christ that's gonna come on earth, and this is what we're waiting for. And that's why we look back to Solomon's reign to anticipate the fact that Christ is going to come back and his reign will be absolutely fantastic. După ce David a avut o domnie de războaie 40 de ani, Solomon a venit cu o domnie de pace. Și data trecută ne-am uitat la primul lucru care a caracterizat pacea lui Solomon, și anume echipa lui guvernamentală. El a fost un om de echipă, a avut foarte mulți colaboratori, un guvern extraordinar și dregători peste tot. Dar vremea aceea de pace n-a fost caracterizată doar de o echipă guvernamentală foarte bună, ci a avut și efecte. Și în seara asta o să ne uităm de la versetul 20, la al doilea lucru care ne-a rămas, și anume efectele guvernării lui Solomon. So notice another aspect that characterized that peaceful kingdom. Jeremiah is keen here to emphasize the effects of Solomon's reign, of the government of Solomon, from verse 20 to 28. And the effect is a change or a result or a consequence that is caused by an event, an action, or a person. Efectul este ceea ce vine dintr-o anumită cauză, un rezultat al acțiunii cuiva, al deciziei cuiva, al implicării cuiva. Și acest paragraf destul de mare ne arată care au fost efectele în Israel după ce Solomon a luat domnia. Poporul simte. Așa e și în viața de sub soare. Poporul simte dacă aleșii, reprezentanții, dau legi în favoarea lor, care le fac viața mai ușoară, mai bună, mai relaxantă, că oricum e stresantă destul, sau dacă ei aleșii își dau legi cu dedicație, din care profită numai ei și crește corupția. Poporul simte, poporul nu-i tântălău. Uneori face revoluție, alteori nu face revoluție. Uneori dă din gură, alteori tace. Dar poporul simte, poporul vede. Poporul nu poate fi păcălit. Și asta este astăzi în fiecare țară, în fiecare loc. Și așa a fost și pe vremea lui Solomon. Acest paragraf mare ne arată că poporul Israel a simțit pe pielea lui guvernarea lui Solomon, efectele ei. Și ce face textul acesta decât să ne prezinte foarte pe scurt câteva efecte? Mai întâi, versetul 20 este creșterea populației. It's growth. Iuda și Israel erau un număr foarte mare. Ca nisipul de pe țărmul mării. Un loc care merge bine beneficiază de creștere și de creșterea populației. Că este spor natural sau că este imigrație și se mută alții, dar acolo unde lucrurile merg bine și se dezvoltă bine, automat trebuie să existe și o creștere. Tot ce este sănătos și bun și de calitate trebuie să ducă la o creștere. Atenție, chiar dacă creșterea e mică, nu trebuie să fie neapărat așa o explozie. O economie sănătoasă nu neapărat că, vai Doamne, crește cu 20% pe an. S-ar putea să nu fie neapărat foarte sănătoasă. Și dacă crește cu 2, 3, 4, 5%, it's ok, ceea ce este sănătos, trebuie să crească, chiar dacă măcar puțin. Chiar dacă măcar puțin. Asta și la nivel spiritual, o aplicație aici, poate nu știm noi din memorie tot Noul Testament pe de rost, dar și dacă am crescut și am mai memorat 5 versete în plus, tot am crescut și e bine. Suntem pe drumul cel bun. If something works somewhere, people will flock. People will head towards that place. Iuda și Israel cresc. Într-o vreme de pace, pe vremea lui Pax Somoloniana, creștea populația. Și oamenii sunt atrași de locurile bune, unde viața este frumoasă și de calitate. Noi ca emigranți știm bine lucrurile acestea. Astăzi ni se vând gogoși în mass media că vai, ce rea e America. Puh, țară de sute de ani, rea, rasistă, cu multe bube în cap și că noi n-am știut de fapt adevărul. Serios? Și atunci de ce vine lumea aici? De ce caută tot să sară gardul sau să vină pe sub gard? Sau
Doesn't make any sense. N-are sens, nu? E la mintea cocoșului. Ceva, something works here. Ceva lucrează în America. Ceva este eficient. Că de-aia vor să vină oamenii, că dacă n-ar fi, n-ar vrea să vină. Așa a fost dintotdeauna. Dacă populația scade, ceva, something is wrong there. Dar dacă lucrurile merg bine, automat va exista și o creștere. Chiar dacă acea creștere este mai mică. Ea trebuie să fie acolo, ea trebuie să fie constantă. Și în vremea respectivă, Iuda și Israel erau un număr foarte mare. E un indiciu pe care ne-l lasă Ieremia aici, ei creșteau. Și sigur, cu teologia biblică ne aducem aminte că era și împlinirea promisiunii față de Avram. Că poporul acesta va fi binecuvântat și va fi foarte mare. A pornit de la un om și încă un om aproape mort de 100 de ani, fără copii, fără urmași, și Dumnezeu a spus, din tine voi scoate o seminție extraordinară. Dacă numeri, poți să numeri stelele de pe cer, vei putea să-ți numeri și urmașii. Ei, și iată că la câteva sute de ani, deja după Avram, Iuda și Israel erau un număr foarte mare sub domnia extraordinară a lui Solomon. Nu doar creșterea populației, ci observați și atmosfera din țară. Ei mâncau, beau și se veseleau. They were enjoying themselves. Nu, să nu credem că ei nu lucrau nimic și era a perpetual vacation. Nu asta, că n-ar mai fi epocă de aur. Dacă ar fi laziness, oamenii nu m-ar mânca, nu m-ar bea, nu m-ar petrece, nu m-ar distracții, aia n-ar fi epocă de aur, că cine mai merge la job, cine mai realizează ceva bun și frumos cu mâinile lui, nu? Dar ideea este aici de atmosferă, nu că n-ar fi făcut ei altceva pe lângă mâncare, băutură și veselie, dar ideea este de atmosferă. Au locuit în liniște, fiecare sub via lui și sub smochinul lui, versul 25 pe care l-am citit. E o atmosferă bună. Oamenii s-au atras unde e o atmosferă bună. Și aici în America, vă uitați, din anumite cartiere, din anumite orașe, oamenii pleacă. Atmosfera e mai tulburată dacă lucrurile se strică. Căutăm locuri unde atmosfera e bună. Mi-aduc aminte de, că tot am terminat acum, de vremurile când eram student, da? Acum 2-3 ani, sesiunile de cursuri de vară erau foarte lungi, 2 săptămâni non-stop și n-aveam liber nici sâmbăta. La mijlocul sesiunilor aveam miercurea o zi liberă după 7 zile non-stop și am zis cu colegii, zic, hai să mergem să ne relaxăm. Așa că ne-am dus undeva înspre Ventura, mai înspre ocean și am zis, hai să coborâm jos. Și am găsit ceva pier acolo, nu știu, Santa Monica sau cum îi spune în zona LA. Numai nu ne-am relaxat. Mi-aduc aminte că ne plimbam pe pier și la unul din colegii mei îi sună telefonul, suna nevasta și zice, hello pumpkin, I'm doing just fine, greetings from Sodom. Salutări din Sodoma. Era o atmosferă atât de apăsătoare. Am mers și noi la ocean să ne plimbăm, dar era o atmosferă atât de apăsătoare, atât de încărcată, atâta păcătoșenie, atâta stricăciune, cum nu îți poți imagina. Oamenii nu se simt bine acolo unde atmosfera este apăsătoare. Ei caută o atmosferă bună și de veselie, de bucurie, de relaxare. Și păcatul aduce tulburare, păcatul nu aduce bucurie. Pare că aduce bucurie, te minte că aduce bucurie, dar în vremea respectivă, asta nu erau petreceri păcătoase, că altfel i-ar fi pleznit Domnul de numai, dar le-a dat binecuvântări în acei ani, da? Numai spre finalul epocii lui Solomon s-au stricat, dar ei au mâncat, au băut, s-au veselit, a fost o atmosferă bună și sfântă. So there's nothing wrong with enjoying yourself and having a party like these guys had and to be merry, but in a state of godliness. In a state of godliness. Era o atmosferă deosebită, plăcută. Nu era deșertăciune și goană după vânt. Dar apoi, un alt efect, era prestigiul internațional. Versetul 21. Solomon mai stăpânea și toate împărățiile de la râu până în țara filistenilor, până la hotarul Egiptului. Ei aduceau daruri, probabil un soi de taxe, dealuri, ce știu eu ce relații internaționale au avut și au fost supuși lui Solomon în tot timpul vieții lui. Prestigiu, putere, prestanță. Solomon nu era un fiecine. La vremea respectivă, Solomon era cam ce este azi președintele Americii. The most powerful man on earth. Nu era el, să zicem, într-o țară extraordinar de întinsă. Să știți că Israelul nu e enorm de mare. Nu este enorm de mare. It's like 70 miles de la nord la sud, un 70 de mile. Nu este enorm de mare. Dar Dumnezeu i-a binecuvântat ca o țară așa de mică. România e foarte mare pe lângă Israel.
într-o țară foarte mică liderul să fie așa de puternic și să vină alte țări cu poate populație și suprafață mai mare să vină și să asculte de Solomon și să-i aducă daruri, să-l lingușească, cum ar veni, sigur, în termenii lor diplomatici. Stăpânirea lui a fost extinsă, a adăugat noi teritorii din Egipt până înspre granița Turciei de astăzi și Dumnezeu le dădea binecuvântare. Aveau vasali, primeau daruri, primeau tribut și aveau relații deosebit de frumoase și stabile. Toată lumea îl ținea în reverență pe Solomon și se temea de el în sensul bun al cuvântului. Apoi, de la versetul 22 la 23, este o altă consecință, un alt efect, după creșterea populației, atmosfera din țară, prestigiu internațional, sunt resurse multe, sunt venituri multe, versetul 22, 23, dar și 26 la 28. Versetul 22 și 23 sunt foarte interesante. În fiecare zi, Solomon mânca 30 de cori de floare de făină, 60 de cori de altă făină, 10 boi grași, 20 de boi de păscuci, 100 de oi, afară de cerbi, căprioare, ciute și păsări îngrășate. Măi, flămând a fost Solomon ăsta. Cum ar fi să vin eu să vă predic, frați și surori? Solomon n-a fost numai cel mai înțelept om din lume, a fost și cel mai gras om din lume. Dar așa scrie Biblia, nu? În fiecare zi, Solomon mânca, nu altcineva, Solomon mânca 10 boi grași. Cine se bagă la așa ceva? 20 de boi de păscut, deci 30 de boi în total. Și 100 de oi în fiecare zi. Criticii Bibliei au atacat și au atacat Scriptura și pe credincioși, au făcut mișto de Sfânta Scriptură, că nu e adevărată, că uite ce invenții, că asta e cam povești, cam basmele noastre, cam fabule, exagerări și lucruri de felul acesta. Oare sunt adevărate versetele astea sau sunt false? Sigur că sunt adevărate, că sunt din Biblie. Aș vrea să parcăm un pic aici, că nu vreau numai să vă predic, ci dacă mi-ajute Domnul și să vă învăț cum să lucrăm cu textul Scripturii. Orice text al Scripturii trebuie înțeles. Cum? În context, exact, n-am ce să vă învăț, Domnul fie slăvit, că știți deja. În context. Și contextul ne spune ce înseamnă că Solomon mânca atâta făină, atâția boi, atâția oi, cerbi, căprioare, ciute și păsări îngrășate. Nu pentru că Solomon era gras, nu pentru că Solomon era pofticios, nu pentru că Solomon era nehalit. Contextul ne spune exact ce înseamnă că Solomon mânca. Vă vine să credeți sau nu, dar Solomon aici nu se referă la el. Ce spune contextul? Săptămâna trecută am studiat că el era un om de echipă. Că avea o echipă. Primul punct, echipa guvernamentală a lui Solomon. El este capul guvernului. Împăratul Solomon era împărat peste tot Israelul. Apoi, marele preot, alți preoți, Secretary of Defense, Secretary of Treasury, toți ceilalți miniștri de finanțe, de apărare, guvernatori, cirac, consilieri prezidențiali sau regali în vremea respectivă, oameni care se ocupau cu taxele și așa mai departe. Vedeți, șeful statului, că este prim-ministru, că este președinte, că este împărat, el dă și numele guvernului. El dă și numele guvernului. Să luăm exemplu de la oameni care nu mai trăiesc, da? Guvernul Reagan. Nu se referă la persoana Reagan sau guvernul Margaret Thatcher. Nu se referă la persoana Thatcher, ci la guvernul pe care persoana respectivă îl conduce. Pentru că șeful guvernului, capul guvernului, dă numele guvernului. Așa învățăm la școală, așa se vorbește. Biblia folosește un limbaj normal, omenesc și clar. Dar asta trebuie să te uiți în context și în context Ieremia spune că Solomon avea o echipă și că nu mânca numai el singur, să fie îmbuibat și gras și cu probleme și cu diabet și cu tensiune și cu alte lucruri de genul acesta. Nu, vă dați seama că este un palat regal, acolo sunt lucruri de pregătit, e nevoie de multă mâncare, multe echipe, multe ședințe, multe decizii de luat, planuri de făcut, doar nu or să meargă ei să mănânce out și să piardă vremea în trafic. Aveau acolo bucătărie, aveau acolo resurse, aveau acolo mâncare și așa mai departe. Așa că
Contextul ne lămurește întotdeauna și teologia liberală din nou a rămas de rușine. Nu este o invenție, nu este o exagerare, ci este cât se poate de adevărat. Pentru că aici Solomon nu se referă la Solomon ca persoană, ci se referă la Solomon ca și guvern. Dar cine îți spune asta? Contextul. Da, și dacă nu vorbim de teologia liberală, dragii mei, chiar și în interiorul lumii și frățietății evanghelice, de câte ori poate nu suntem ispitiți să decupăm texte din context? Cum ar fi să vin eu să vă spun, da, frate, nu e adevărat, eu cred ce scrie aici, că nu, Solomon a fost gras și numai el mânca, că așa scrie Biblia. Și dacă m-aș fi încăpățânat să zic, nu, că așa zice, cine ești tu să spui că e altfel? Vedeți, dacă scoatem texte din context, putem după aia să facem Biblia să spună ce vrem noi. Ce vrem noi? Să vă dau niște exemple. Știți că Dumnezeu nu le știe pe toate? Dumnezeu nu știe toate lucrurile. Biblia spune asta. Geneza 22. Dumnezeu, după ce Avram trece testul, vine și îi spune: știu acum că mă iubești mai mult pe mine decât pe fiul tău. Deci Dumnezeu înainte n-a știut asta. Dacă aș scoate textul din context, aș trage concluzii prostești. Știți că mântuirea e prin fapte? Dar scrie Biblia. Biblia scrie de multe ori că e mântuirea prin fapte. Eu credeți că teologia catolică și ortodoxă și carismatică n-are versete din Biblie? Nu spune Iacov, ei, omul este socotit neprihănit prin faptele legii. Scurt, mântuirea e prin fapte. Gata! Dacă eu vreau să susțin asta, am tăiat din context versetul ăla al predic. Și nu-i numai Iacov, ce zice Pavel în Romani? Slavă, cinste și pace vine peste oricine face binele. Deci mântuirea e prin fapte. Nu mă interesează pe mine contextul. Asta scrie. Mântuirea este diferită la femei, știați? Femeile nu sunt mântuite la fel ca și bărbații. Femeile sunt mântuite prin naștere de fii. Nu de copii, de fii. Dacă aveți fete, it's over. S-a încheiat. Dar pot să demonstrez asta. Hai să vă spun una care n-ați știut-o. Care e calea cea mai sigură să mergi în iad? Să lucrezi la bancă și să-ți faci banca ta. Da, scrie în Biblie. În ceruri nu va fi nimeni care lucrează la bancă. Psalmul 15. Doamne, cine va locui pe muntele tău? Cine va urca în cortul tău cel sfânt? Acela care nu-și dă banii cu dobândă. Ce face banca? Dă bani cu dobândă, cu interes. Deci it's over. În cerul nu vor fi banchieri. Așa scrie acolo. Cine ești tu să spui altfel? Nu mă interesează pe mine contextul lor cultural din Vechiul Testament, că e vorba de a se ajuta unii pe alții la nevoie, pe frații lor, și că nu e interzisă dobânda la modul absolut față de cei dintre neamuri și că dacă ai tu ce știu eu ce idei și plăceri care vrei să le satisfaci, normal că plăteai dobândă. E vorba despre altceva în context. Dar nu. Eu mă grăbesc să decupez și să pot să ajung la orice trăznaie, orice eroare și orice erezie, cele trei nu sunt același lucru, decupând texte din context. Aș vrea să, de aia am vrut să parchez un pic aici, ca să înțelegem că atunci când nu luăm în calcul contextul unui verset, al unui cuvânt, putem să facem textul să spună ce vrem noi. Dar pe noi ne interesează să vedem ce spune autorul. Care e intenția autorului, nu ideea noastră. Că toți suntem ispitiți, că avem niște idei în cap, avem niște doctrine în cap, atunci am caut eu 3-4 versete și tot cu alea dau și tot pe alea le accentuez și tot pe alea le spun, dar niciodată nu le prezint contextul, că după aia nu mai îmi iese pasența, dar Biblia are nu 3-4 versete, Biblia are 31.103 versete, 1189 de capitole și 807.361 de cuvinte. Dar de multe ori, și în lumea noastră evanghelică, decupăm 3-4 versete și tot pe alea le accentuăm. So, observăm că înțelesul unui text este întotdeauna în contextul lui. Vă rog, vă îndemn, vă implor, să nu ținem de 2-3 cuvinte sau 2-3 versete pe care le-am găsit și care ne plac, ci să ne uităm întotdeauna la contextul lor și să-l înțelegem, nu de dragul meu, nu-i cuvântul meu, sau ar oricărui alt slujitor care se urcă aici la ampon, ci de dragul Domnului este cuvântul lui. Și întotdeauna contextul ne va lumina și Biblia va avea întotdeauna sens. Așadar, dacă am închis paranteza de cum să lucrăm cu Scriptura, iată că e clar că Solomon avea resurse.
Și parte din efectele guvernării lui Solomon sunt resursele pe care el le-a avut. La masa lui era bogăție. La masa lui era bogăție. Ei, hai să anticipăm puțin. Vine Domnul Iisus Hristos a doua oară și la masa lui va fi bogăție, pentru că el este mai mare decât Solomon. Astăzi la masa lui nu este mare abundență. Dimineața am fost la cina Domnului. Au fost multe lucruri pe masă? A fost abundență? Nu, doar două lucruri. Simplu, scurt și la revedere. Pentru că sunt doar cele două lucruri poruncite, pâinea și vinul, care ne amintesc de Evanghelia noastră, chiar și la nivel vizual. Dar vine o zi când la masa lui va fi mult mai mult. Încărcată. Mare. Când vom sta la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacov. Când el însuși se va apuca să ne slujească, spune Sfânta Scriptură. Și la masa lui va fi și mai minunat decât la masa lui Solomon și resurse și mai multe decât la masa lui Solomon. Dar Solomon a și greșit aici puțin la capitolul resurse. Versetul 26. Solomon avea 40.000 de iesle pentru caii de la carele lui și 12.000 de călăreți. Isn't that a hint? Nu este un indiciu? Nu sună ceva cunoscut din Deuteronom în urechea noastră? Dumnezeu i-a poruncit împăratului lui Israel în Deuteronom, don't have a lot of gold, I will bless you, I will protect you, you can have gold, but not too much, because I don't want your heart to love it, you can have an army, but not too big, because I want you to trust me, and you can have a wife, but not too many, because they will turn your heart to idols. Asta era regula. Dumnezeu a pus niște garduri ca să-i păzească pe împărați. I-a zis, eu vă voi binecuvânta, vă voi da o epocă de aur, dar în epoca de aur e o provocare să rămâi pe calea Domnului și să fii serios cu ceea ce El ți-a încredințat. Noi am văzut deja încă un hint în capitolele când descrie Ieremia căsătoria lui Solomon, că și-a luat de nevastă pe fata lui Faraon și deja începe să-și ia o nevastă din alt popor și deja începe să-și ia mai multe neveste. Asta este un hint pe care îl dă aici autorul, că nu dintr-o dată s-a căsătorit cu 750. Ce părând! Că păcatele și căderile și accidentele, fie ele și temporare, în cazul unui copil al lui Dumnezeu, sunt temporare și sunt accidente, nu e un stil de viață. Și la Solomon exact așa a fost, după aia s-a pocăit. Dar vai câte prostii a făcut și cât a pătimit. Dar nu dintr-o dată și-o la 750. Mai întâi una, două, trei, patru. Nu dintr-o dată și-a făcut o armată mare, dar uite aici avea 40.000 de iesle pentru cai și 12.000 de călăreți. Dumnezeu le-a dat o poruncă să aibă armata mai mică, pentru ca să rămână încrederea în El. Când îți merge bine, ești în America, e ok să ne protejăm viața. Să avem insurance, asigurări, să purtăm mască, să ne păzim cum se cuvine viața în perioada asta. Ce ne dă Domnul călăuzire să avem ca să fim la adăpost cu noi și ale noastre? Dar peste toate trebuie să fie încrederea în Dumnezeu. Nu ne încredem în insurance, nu ne încredem nici în mască, chiar dacă o folosim, nu ne încredem nici în alte lucruri, chiar dacă le folosim, nici în banii noștri, nici în resursele noastre, că numai Domnul cu suveranitatea și providența Lui le hotărăște pe toate. Numai El le conduce pe toate. Iată că în epoca de aur, prin resursele și prin veniturile multe, inima lui Solomon a început să se încreadă mai mult în resursele lui. Așa că nu-ți dori foarte multă resursă pe pământ, că s-ar putea ca inima ta să se încreadă mai mult în ele. E o provocare asta. Însă, sunt, pe ansamblu, efecte fantastice. Și asta e concluzia acestui paragraf, că în orice comunitate oamenii simt pe pielea lor efectele și calitatea leadership-ului. So many effects here, and this is the lesson that in any community, people feel daily the effects and the quality of the leadership that they have. Dacă leadership-ul lui Solomon a avut astfel de efecte și s-au văzut. Oare leadership-ul lui Hristos în viețile noastre să nu aibă efecte? De-aia spune Scriptura și de-aia accentuează Scriptura roadele. Roadele, roadele, roadele. De ce? Pentru că astea sunt efecte ale leadership-ului lui Hristos în viața noastră. Dacă spunem că îl cunoaștem pe El, că suntem mai Lui, că suntem înfiați de El, că suntem pe calea Lui, că l-avem pe El în viața noastră și El trăiește în noi, trebuie să se vadă efecte. Dacă
lumea domnește în viața ta și în viața mea, atunci mint. Nu spun adevărul. Nu domnește Hristos în viața mea. Pentru că dacă domnește Hristos în viața mea, sunt efecte. Și se văd, le simt și eu și le simt și cei din jurul meu. Și ultimul lucru pe care îl prezintă textul la versetul 29 la 34 este ecoul guvernării lui Solomon. După echipa lui, în vremea de pace, au fost efecte fantastice și au fost un ecou, s-a răspândit totul împrejur, n-a rămas secret nimic din domnia lui în vremea respectivă. Notice from verse 29 to 34 the echo of Solomon's reign in a time of peace. Nothing stays hidden. Everyone talks about everyone. And not everything is gossip. Yes, gossip is a sin. Slander is a sin and we should stay away from it. But also a godly praise and a godly talk about good things, good models, good patterns is something to be cherished. And an echo is a sound that you hear again and again because of the context. But here we're talking about a profound impression made upon someone by an event, circumstances, idea, or a person. And the last paragraph of the fourth chapter in the first book of Kings is all about the echo, is all about how his reign was perceived in the ancient world. Ultimul paragraf ne arată cum domnia lui Solomon a avut un impact și un ecou în epoca lui. Pentru că așa spune Scriptura că faptele rele sunt cunoscute și merg înainte la judecată, dar și faptele bune nu pot să rămână ascunse. Noi trebuie să le ascundem faptele bune. Nu ne place să ne lăudăm că ce am făcut, că nu știu ce, dar Biblia spune să nu te lauzi. Ce face stânga să nu știe dreapta și invers, da? O figură de stil acolo. Însă, îți spun un lucru, chiar dacă tu vei ține ascuns faptele tale bune și trebuie să nu fim lăudăroși, da? Să te laude gura altuia, nu gura ta, așa spune Scriptura, totuși Dumnezeu așa lucrează că ceea ce e bun și frumos nu va rămâne ascuns. Și chiar dacă la judecată, la vremea de apoi, El va revela adevărul despre fiecare viață și despre fiecare context, Dumnezeu nu va lăsa faptele bune ascunse. Noi trebuie să le ascundem. Noi trebuie să le ascundem ca să fim smeriți, da? Pentru că suntem smeriți, da? Pentru că suntem smeriți, trebuie să le ținem ascunse faptele bune, dar Dumnezeu va avea grijă să le dea un ecou. Cum a făcut și în vremea lui Solomon, și capitolul se încheie arătându-ne-l pe Solomon, nu doar pe plan național, ci internațional, cu tot prestigiul de care se bucura și cu ecoul guvernării sale, pentru că o țară frumoasă și bine administrată atrage musafiri, atrage turiști, atrage oameni curioși care vor să meargă și vor să vadă țara respectivă. Nimeni dintre noi nu visează să meargă în vacanță în Coreea de Nord și nici în Irak și din alte locuri, că ceva nu merge bine acolo. Dar dacă ar merge, să știți că ne-am dori. În țările care sunt frumoase și pline de cultură și de istorie și de calitate bună a vieții, vrem să mergem cu mâini, să vedem, să învățăm, să copiem lucruri frumoase și așa mai departe. Așa că versetul 34 spune, veneau din oameni din toate popoarele să asculte înțelepciunea lui Solomon. Din partea tuturor împăraților pământului, envoys, împărații pământului își trimiteau ambasadori, își trimiteau emisari ca să asculte înțelepciunea lui Solomon. Și by the way, Solomon nu era păstor, probabil că lua și un fee de pe lectures, de pe toate conferințele pe care le ținea și era normal, era împărat și cu siguranță câștiga și din lucrul acela, cu impactul lui, cu înțelepciunea lui a avut un impact și un ecou fantastic. Și Biblia ne spune aici despre înțelepciunea lui că a avut o cauză, versetul 29, Dumnezeu a dat lui Solomon înțelepciune foarte mare, pricepere și cunoștințe multe, ca nisipul de pe țărmul mării. Verse 29, God is the source, the cause of his wisdom. Dumnezeu este sursa lui, Dumnezeu i-a dat lui Solomon. Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Dar asta nu e fatalism. Dar noi știm că așa cum construim case drepte și avem responsabilitate, dar tot așa la at the end of the day, pământul nu-i drept. Surprize, surprize, pământul e rotund. La fel este și la nivel spiritual. Așa descoperim, da, trebuie să lucrăm, trebuie să fim responsabili, dar guess what? Dumnezeu e Cel care ne dă totul. Dumnezeu lucrează în voi, zice Pavel, și vă dă și voința și făptuirea. Dumnezeu vă dă idei, Dumnezeu vă dă IQ, Dumnezeu vă dă EQ, Dumnezeu vă dă mușchi, Dumnezeu vă dă putere, Dumnezeu creează circumstanțe, Dumnezeu vă dă gânduri.
Ce zice Pavel la cina Domnului? Că ce-am primit de la Domnul, ce v-am învățat. E gândul lui, e ideea lui. Noi zicem, bă, ce idee faină am avut eu. Da, ai avut tu, dar dacă Domnul ar da puțin perdeaua la o parte, probabil că n-am vedea numai îngeri și demoni zburând, probabil că am vedea și cum ne trimite gânduri bune și idei bune și atâtea binecuvântări, care noi credem că sunt ale noastre. Și sunt ale noastre că ni le dă, dar El este sursa. Dumnezeu a dat lui Solomon înțelepciune foarte mare. Nu știm cum i-a dat-o. Poate că, Biblia nu spune, poate că, bum, dintr-o dată l-a făcut deștept, ca și cum pui în memory stick un calculator, ai copiat toată informația și dintr-o dată Solomon e deștept. Sau poate că i-a dat o minte foarte ageră care, connecting the dots, care trăgea concluzii foarte rapid și știa să ia decizii sub presiune foarte repede. Sau poate că avea o minte enciclopedică. Și astăzi sunt unii care se uită la o pagină, o fotografiază și ți-o spun pe de rost. O minte enciclopedică. Nu știm exact cum i-a dat înțelepciunea, dar Dumnezeu i-a dat-o. Și a fost o minte enciclopedică, și a fost o minte ageră, și a fost cunoștințe ca nisipul de pe țărmul mării. Dar nu doar cauza, ci versetul 30 și 31 arată comparația înțelepciunii. Spune, înțelepciunea lui Solomon întrecea. He was more wise than everyone else under the sun. Înțelepciunea lui Solomon întrecea înțelepciunea tuturor fiilor răsăritului și toată înțelepciunea egiptenilor. Știți cum e? E ușor să crezi că ești mare și tare la tine acasă. Și mai ales la noi, la români, țineți minte, cei care sunteți pasionați de fotbal, de basket, măi, când câștiga o echipă campionatul național, vai că ești cei mai tari. Și după aia se organizează cupele europene, Champions League, da? Se întâlnesc cei mai buni din... Ok, sunt campion pe sate, da? Sunt eu cel mai bun de la mine din sat. Dar ia să măsor eu puterile cu alți campioni din altă ligă, din altă țară. De asta se organizează până astăzi jocuri olimpice, campionate mondiale, campionate americane, europene, australiene, asiatice. De ce? Pentru ca să se vadă exact cine e cel mai bun. Că nu-i destul doar să fii bun la tine acasă, ia să vedem și când ieși și te compari cu alții care sunt în aceeași ligă cu tine. Că dacă mă compar la înălțime cu un copil de clasa 1, zic că sunt uriaș, dar dacă mă compar cu un jucător de basket, sunt de fapt un pitic. La fel este și aici. Și Solomon s-a comparat cu oamenii ăia care nu erau tântălăi. Fii răsăritului, the Magi's. Biblia spune în Matei, capitolul 2, când s-a născut Domnul Iisus Hristos, au venit din săi magii. De aici avem noi cuvântul the magistrates. Aia nu sunt tântălăi, aia sunt super sharp, sharp minds, oameni care aveau cunoștințe multe, magistrați. De asemenea, toată înțelepciunea egiptenilor, până astăzi se știe că egiptenii au fost specialiști, s-a pierdut bibliotecile lor și descoperirile lor, dar se știe că au fost specialiști în matematică, medicină, construcții, arhitectură, literatură, ceva fantastic. Egiptenii au avut o cultură fantastică, o civilizație grozavă. Până astăzi ne mirăm cum au construit piramidele și toate lucrurile alea. Sigur că erau păgânisme, dar exista măcar o înțelepciune omenească acolo. Biblia spune că Solomon îi întrecea pe toți. Probabil că singurul care s-ar fi putut lua la trântă un pic cu Solomon ar fi fost Moise. Ce zice Ștefan în predica lui? Că Moise a învățat toată înțelepciunea egiptenilor. Moise știa și arhitectură și medicină și construcții și matematică și a învățat toată înțelepciunea egiptenilor. Și a avut nevoie săracul cu un popor interesant pe capul lui după aia. Și Moise putea să facă un fel de Skanderberg din ăsta intelectual cu Solomon, dar și el pierdea destul repede. Pentru că Solomon întrecea pe toți fiii răsăritului din Orient, toată înțelepciunea egiptenilor, mai înțelept decât mulți alți oameni dați cu numele aici pe care noi nu-i știm, dar puneți, dacă vreți, ca să fie mai relevant pentru noi, mai decât Einstein, decât cine vreți dumneavoastră. Și apoi, conținutul înțelepciunii lui a rostit 3.000 de pilde. 3.000 de pilde. Multe. Nu le avem pe toate în Scriptură. Astea sunt cuvinte de înțelepciune, lecții îmbrăcate într-o narațiune frumoasă pe care o înțelege și un copil, pe care o înțelege și un adult. 3.000 de pilde. A alcătuit 1.005 cântări.
poezie și versuri și evident că erau lucruri adânci, dilcluite, frumos, nu din asta rimă trilulele, trisurcele, cum se compune astăzi, da, versuri de două silabe și așa mai departe, lucruri adânci, frumoase, de calitate. A vorbit despre natură, copaci, ceduri din Liban. Noi avem în Scriptură despre înțelepciunea trăirii, cartea Proverbelor, despre sensul vieții, cartea Eclesiastul. Avem psalmi, doar doi, da? Psalmul 72 și 127, dar el, Biblia spune că a alcătuit 1005. Dumnezeu n-a îngăduit să se păstreze în Scriptură tot ceea ce El a scris. A fost și un scriitor mare, a fost un autor impresionant, Solomon acesta. Dar, așa cum Moise pălea în comparație cu Solomon, și Solomon pălește în comparație cu Domnul Iisus Hristos. Și Pavel spune în Coloseni, capitolul 2, versetul 3, că în El, în Hristos, sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Solomon was wise, super wise, the wisest and the smartest person ever to walk on this earth, except for Christ, who is all wise, all knowing. Aici este lecția asta frumoasă la punctul al treilea, că un leadership competent aduce o reputație pe măsură. O reputație pe măsură. A competent leadership brings a reputation commensurate with its quality. But we want to end with Christ, because Christ is so much greater than Solomon. Capitolul acesta ne arată pacea solomoniană. Și este un prototip, este un hint pe care Dumnezeu îl dă. În trecut, cu aproape 3000 de ani în urmă, că după aproximativ 1000 de ani de la Solomon, urma să vină cineva care să ne aducă pace. Și despre el, spune profetul Isaia, îl vor numi minunat sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor și Domn al păcii. Când s-a născut, Luca 2 cu 14, îngerii au cântat slavă lui Dumnezeu în cerurile prea înalte și pace pe pământ, între oamenii plăcuți lui, între cei socotiți neprihăniți, între cei justificați, că numai ăia sunt plăcuți lui Dumnezeu, ei au pace cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. The peaceable kingdom of Solomon is a prototype of the fact that we are given a peaceable kingdom in Christ. We can have peace with Christ. Putem avea pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Așa strigă Scriptura, El este pacea noastră. Pacea depinde de liderul pe care l-ai, de înțelepciunea pe care liderul o aduce și o pune în practică. O țară e mai tulburată când are un lider care nu reușește să aibă politici cu adevărat competente și bune pentru țara lui. La fel este și la nivel spiritual. Dacă liderul este Satan, voi aveți de dată pe diavolul, așa spune Domnul Iisus, către farisei din vremea lui, către cei nemântuiți din vremea lui, ei n-aveau pace. Uitați-vă la oameni din Noul Testament, totul stresați, ce să facă, cum să-l sape, cum să-l atace, cum să mai nască niște prostii, că n-aveau stare, n-aveau pace. Erau pierduți în păcat, erau morți în greșelile și în păcatele lor. Dar El a venit ca să ne aducă pace. El a venit ca să facă pace prin sângele crucii Lui, cum spune Sfânta Scriptură. Solomon este un prototip aici al Domnului Iisus Hristos și al împărăției care are să vină. Dacă astăzi primim pacea lui Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, prin credință și suntem justificați doar prin credința în El, vine o zi când vom fi parte. Deja suntem, dar nu încă. Vine o zi când împărăția lui plină de pace se va instaura pe pământ. Nu vă legați inima de America, nu vă legați inima de România, nu vă legați inima de Moldova, de Ucraina, de alte lucruri, toate vor cădea. Noi sperăm să nu fie în timpul vieții noastre, e treaba lui Dumnezeu ce face. Inima noastră trebuie să fie legată de pacea pe care o duce împărăția lui. A fost împărăția lui David, 40 de ani de război, de luptă, și Spurgeon obișnuia să spună că viața bisericii de acum este ca și viața lui Israel de pe vremea lui David. E faină, sunt multe biruințe, dar sunt multe vânătăi, sunt multe probleme, e mult sânge, e mult frământări și aia și aia l-altă. Dar vine o zi când se va reîntoarce Domnul Iisus și va aduce împărăția Lui. Și atunci, zicea Spurgeon, atunci vom fi ca pe vremea lui Solomon.
Atunci popoarele, spune Scriptura, în împărăția milenară a Domnului, își vor face din săbii pluguri. Atunci va fi pace și vor alerga la muntele Domnului, când El va sta pe tronul lui David, la Ierusalim. El n-a stat pe tron la prima lui venire, dar va sta când se va reîntoarce. Acolo e tronul lui David, tronul lui David nu-i în cer. Când îngerul îi spune Mariei că va ședea pe scaunul de domnie al tatălui său David, la asta se referă, că va veni pe pământ a doua oară, că scaunul lui David nu-i în ceruri, Doamne ferește, acolo e scaunul lui Dumnezeu de domnie, dar va veni Domnul și aici pe pământ la a doua lui venire. Și atunci vom fi și noi, ca pe vremea lui Solomon. Și nu contează, nu plângeți după alte administrații americane sau românești, că o fost mai fain, o fi fost. Priviți cu bucurie înainte la administrația Domnului Iisus care are să vină. Hai să-l ascultăm pe Spurgeon în limba originală. The kingdom of Israel, under the sway or the scepter of Solomon, was a fair type of the reign of our Lord Jesus Christ. The present state of the church may be compared to the reign of David, splendid with victories, but disturbed with battles, so many wounds and scars. Yet there are better days to come, days in which the kingdom shall be extended and become more manifest, and then the Lord Jesus Christ shall be even more conspicuously seen as the Solomon of the kingdom. Nu ne uităm doar istoric, nu ne uităm doar înapoi, să fim și noi mai deștepți, că uite ce am învățat noi despre vremea lui Solomon. Noi ne uităm aici în astfel de texte ca să ni se edifice credința și să ne uităm înainte la vremea în care Domnul Iisus va instaura împărăția Lui plină de pace. Și o pace veșnică. Solomon's peace was short-lived, 4 decades. Christ's peace is everlasting. How long does the peace last? As long as the one who brings it lives. Cât ține pacea? Știți cât? Cât trăiește omul care o duce? Omul care o duce. După aia se schimbă și vine altul, așa e pe pământ. Cât o trăi Solomon? A fost fain, a fost pace, a venit altul. Care e vestea bună a Evangheliei? Câtă vreme avem noi pace cu El? Cât trăiește El? Adică veșnic, binecuvântat să fie numele Lui. Nu e păcăleala asta care se face cu războaiele, că da, facem armistițiu și după aia se păcălesc națiunile între ele și se transformă într-un război înghețat și de fapt nu-i pace. Nu, 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 pacea cu Domnul e pace veșnică pentru că ține de El și câte vreme trăiește El, avem pace. Și El trăiește veșnic, de aceea viața pe care ne dă este o viață veșnică. Mă rog lui Dumnezeu ca să gustăm fiecare dintre noi această pace. Încă de acum, încă de aici. Dacă viața ta e tulburată, dacă ești copleșit de probleme, dacă ești frământat, dacă te uiți înainte și viitorul este gri și cerul plouă și plumburiu în fața ochilor tăi, uită-te la ce are să vină, la împărăția Domnului Hristos, când va fi ca pe vremea lui Solomon și mai fain, pentru că El este mai mare decât Solomon. Dacă n-ai pace deloc pentru că nu cunoști pe Domnul, uită-te la Cel care a venit să fie pacea noastră. Uită-te cu credință la Cel care a venit și a trăit o viață perfectă sub lege ca să ne răscumpere pe noi care eram sub lege și care legea ne condamna și ne trimitea la iad. A plătit păcatele noastre și ne-a dat neprihănirea Lui în dar și neprihănirea aduce și pace. Și El spunea, vă las pacea, vă dau pacea mea. Fie ca această pace să ne păstreze și să ne păzească și inimile și gândurile în Hristos Iisus Domnul nostru. Și numele Lui să fie astfel slăvit între noi întotdeauna. Amen.